apropii mult mai mult. Într-adevăr, soarta este tot ceea ce ai primit și nu poți să schimbi niciodată. Hai să vedem ce putem să obiectivăm din toată. Ai primit o dată de naștere, te-ai născut într-o anume zi, mai poți să schimbi chestia asta? Nu. Poți să schimbi în buletin. Dar ea rămâne aceeași. Da? Deci putem să luăm, uite, facem o listă pentru cei care sunt procedurali și fac liste. Da? Deci să zicem așa, sexul, că ești bărbat sau femeie. Data nașterii. Puteți să o schimbați? Nu. Puteți să o schimbăm în buletin, dar ea există. Aia este și cu aia ne-am născut. Da. Formă, părinții, puteți să-i schimbați? Se mai întâmplă. Poți să se schimbă cel natural din care te-ai născut? Da, nu. Bun. Locul nașterii. Gândiți-vă și voi, ce altceva mai putem să mai scoatem din ceea ce avem și nu putem să schimbăm? Caracteristicile fizice. Ochii, culoarea... Bun. Deci caracteristici fizice. Caracteristici fizice. Ziua nașterii, nu știu, tot ceea ce primești și n-ai cum să mai schimbi, se numește soară. Frații, nu poți să-i schimbi. Ăla e fratele, aia e sora. Rudele. Ordinea în care te-ai născut. Iarăși acolo e numerologie. Contează foarte mult al câtelea din familia aia te-ai născut. Neamul, strămoșii, lucruri pe care noi le-am primit, și cu care de multe ori, dacă vă uitați prin viața voastră, începem să ne luptăm. Cel mai mult ne luptăm cu faptul că de multe ori ne naștem bărbați și am vrea să fim femei. De ce nu m-a născut și pe mine mama? Sau se luptă alții cu noi, părinții se luptă cu faptul că i s-a născut un băiețel și vrea o fetiță. Sau invers. Sau de ce am un frățior și n-am o surioară? Sau de ce n-am și eu o surioară, că uite, sunt singur la părinți. O grămadă de lucruri pe care noi le primim în ceea ce se numește soartă, locul nașterii, țara, nu știu, județul, pur și simplu, spitalul, toate lucrurile astea amprentează și ne dau nouă ceea ce se dă. Cum se era la matematică, dacă țineți minte, ce se dă și ce se cer. Deci asta nu putem schimba. Bine ar fi să nu ne mai luptăm cu ceea ce nu putem schimba și să vedem cum să ne bucurăm de ceea ce putem schimba. Destinația, în schimb, și asta este fixă. Dacă și destinația e fixă, atunci ce ne mai rămâne? Aia este. Deci, călătoria de aici până aici este ceea ce, de fapt, putem să alegem. Drumul către destinație. Destinația nu poți să schimbi. Dar drumul și modul cum merg pe drumul ăla este ceea ce putem schimba. Și acolo avem o infinitate de alegeri. Dar e important să ne, cum să spun, să ne armonizăm sau să ne împăciuim. Împăciuire, nu împăcare. Împăciui cu ceea ce mi s-a dat, înțeleg unde vreau să ajung și caut să văd cum pot eu drumul ăla către destinație să-l fac cât mai armonios, cât mai frumos, cât mai... Are să ce vă spun aici? Mine asta a fost o mare revelație, pentru că până la 45-48 de ani nu m-am gândit niciodată la lucrurile astea și îmi băteam capul cu lucrurile pe care toată lumea le face. Să ai o casă, o familie, să câștigi bani, să nu... Sunt foarte bune și alea. Dar mă luptam aici cu foarte mult. Și atunci, din toate astea, în numerologia asta de bază, noi ne folosim foarte mult de data nașterii. De ce insist pe asta? Pentru că asta nu poate fi schimbat. Numele este și asta ceva pe care ți l-a dat cineva. Numai că pe ăsta poți să-l schimbi, să spun. Dar ai fost botezat într-un anume nume. Poți să-l schimbi. Mai ai ceva ce poți să schimbi foarte, foarte mult, dar asta o să discutăm la curs. Deci o să folosim ziua nașterii, luna nașterii și cifra destinului astăzi mai mult decât altă dată, ca să înțelegem o dinamică pe care fiecare din noi o avem și la ceilalți.